Ascultători, suntem din nou în prezența domnului doctor Cezar Ursu, medic dentist, care o să ne vorbească astăzi despre ce? Bună seara! Bună seara, în primul rând! Am să vă vorbesc despre cauzele durerilor dentare. Care sunt multe? Sunt multe. Pentru a trata o durere dentară, avem nevoie de un diagnostic corect. Un diagnostic corect se obține pe baza unui consult clinic de specialitate, pe baza anamnezei și pe baza unei radiografii dentare. Doar astfel se poate stabili dacă durerea este de natură dentară sau reprezintă manifestarea altor afecțiuni, cum ar fi angina pectorală. Cum? Da. Ce treabă are? Pentru că în angina pectorală avem dureri în mandibulă. Unele dureri sunt în mandibulă. Asta habar n-am avut. Sinuzitele, da. Infecții interne sau externe ale urechii. Așadar, printr-un diagnostic corect, diferențiem cauza durerii. Eu n-am știut că angina pectorală dă dureri în mandibulă. Mandibulă și mandibulă câteodată. Deci boală de inimă, boală urâtă de inimă, angor pectoris, da. Ferească Dumnezeu, știam că semnele sunt către mâna. Și către mandibulă. Da? Vorbi cine despre aceste dureri, totuși interesant. N-am știut. Durerile dentare au diferite forme de manifestare, de la o simplă sensibilitate, o durere ușoară, până la dureri intense, insuportabile, chinuitoare chiar. Acestea pot fi agravate, intensificate de către anumiți stimuli, cum ar fi masticația, alimente prea reci sau prea calde, gustul alimentelor, dulcele și acru în special, intensifică durerea dentară. Cauzele care duc la apariția acestor dureri dentare, cauze de natură stomatologică, sunt următoarele. Caria dentară este cea mai frecventă cauză. Smalțul și dentina sunt distruse de către acizii proveniți din degradarea zahărurilor și astfel pulpa dentară devine sensibilă la rece și la cald. Dacă nu este tratată caria dentară, pulpa dentară se inflamează și durerile devin ascuțite, persistente. Altă cauză apariției durerilor dentare este abcesul dentar. Ala de la ce se face? Asta se face de la complicația cariei dentare, respectiv infectarea pulpei dentare. Și apare puroi pe canal? Apare puroi, colecție prima dată pe canal, apoi la nivelul rădăcinii. Dacă îmi permiteți, domnule doctor, am înțeles că din cauza unui banal absces, cum spun unii, poți să și mori. Așa este? Ar putea fi posibil. Dar dacă nu tratezi în sensul ăsta, spun. Mai greu ce-i drept. În cazul ăsta vorbim de flegmon și se ajunge la septicemie. Dar astea sunt cazuri foarte, foarte rare. Durerile dentare care ce le găsim în absces, sunt pulsatile și ascuțite. Altă cauză a aparițiilor durerilor dentare este sensibilitatea dentinară. Aceasta se întâlnește ori în cazul leziunilor de colet, acestea apărând datorită unui periaj incorrect, făcut de către pacienți, adică ori cu o periuță, cu o periuță foarte dură, cu mișcări orizontale la nivelul coletului și astfel, mai ales în dreptul premolarilor, gingia se retrage, devine vizibilă o porțiune din rădăcină și astfel stimulii termici sunt transmiși direct către pulpa dentară. Și produce durere. Sigur, și la atingere. În special la atingere. La atingerea acelei zone de retracție gingivală. Sensibilitatea dentinară mai este regăsită și în cadrul bruxismului, adică încleștării dinților. Smalțul se abrazează, se tocește suprafața dentară, se evidențiază stratul de dentină,
strat care este foarte sensibil la stimulii termici. În afecțiunile parodontale mai întâlnim durere dentară. În cazul gingivitei, când gingia este tumefiată, sângerândă, dureroasă, datorită acumulării de placă bacteriană și de tartru, supra și subgingival. Da, și gingivita. Și în cadrul parodontitelor marginale cronice, când dinții devin mobili, suportul osos se retrage, regăsim iarăși durere. Și asta când se întâmplă? Suportul ăsta osos se retrage când? Când avem afecțiuni parodontale, adică în cazul parodontozei, într-o gingivită netratată. Gingivita asta, în general, adică pe gingivită, lumea o tratează foarte superficial. Se pare că poate să aibă niște... Că aia are gingivită, am auzit pe mulți, ia de copii, aia are gingivită. Nu e chiar așa. Nu trebuie tratat cu superficialitate această afecțiune. În acest caz se recurge la detartraj, la airflow, la un periaj profesional pentru a evita ulterioarele complicații. Apropo, dacă tot ați adus vorba de detartraj, de câte ori se face pe an detartrajul sau dacă se face de mai multe ori pe an? Se face. La unele persoane este indicat chiar de două ori pe an, la altele o dată, la altele o dată la câțiva ani. Depinde de cantitatea de tartru care se depune supra și mai ales sub gingival, tartru care nu este vizibil în cavitatea bucală. Pentru că, într-adevăr, tot ce a spus ne interesează foarte mult, pentru că nu cred că există om pe lumea asta care să nu fie avut vreodată o problemă cu dinții, respectiv dureri urâte de tot de dinți. Și din tot ce ne spuneți de o vreme încoace, am înțeles că nu trebuie să tratăm cu superficialitate nici un pic de o mică durere. Dacă o simțim, trebuie mers la medic și văzut despre ce este vorba, nu? Așa este. Durerea dentară mai poate apărea în cazul fracturilor dentare, fracturi provenite în urma traumatismelor, ori prin mușcarea unor alimente sau obiecte dure, ori prin lovire. În cadrul obturațiilor mai întâlnim durerea dentară, obturații care prezintă carii secundare sau o recidivă de carie. În acest caz trebuie înlocuite obturațiile. În disfuncția articulației temporomandibulare mai întâlnim dureri de dinți. Sau pe lângă aceste dureri de dinți mai întâlnim limitarea deschiderii gurii, dureri de cap, de gât, de mandibulă, din cauza articulației, sigur, temporomandibulare. Da. Această disfuncție apare în cadrul bruxismului, în artrite sau în traumatisme. Și durere dentară mai putem regăsi în erupția dinților. Și mai ales cei mici și la adulți, în erupția molarilor de minte. Poate data viitoare să vorbiți despre acest lucru, despre molarii de minte, despre creșterea dinților la copii, erupția, așa se spune, pentru că e un subiect interesant. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, ne vedem săptămâna viitoare, la revedere, stimați. La revedere!